pentru că le-am scris și eu și se pare că ar trebui să le știu. Ți-am povestit mai devreme că mă suiam într-un corcoduș și țineam cenar cu flacăra. Ce melodie îți amintește de școală? Trecea fanfara militară. Salutare, dragii mei! Bine ați revenit la o nouă ediție Music Hub. O ediție extrem de interesantă, pentru că astăzi, alături de noi o să avem pe una din stelele, marile stele ale muzicii folk românești, și anume pe însăși doamna Magda Pușcaș. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Să știi că eu sunt de 1000 de ori mai emoționat decât tine. Nu-i sigur? Nu-i bistros? Nu, eu sunt de 1000 de ori mai emoționat decât tine, pentru că pur și simplu pentru mine este o mare onoare să te am aici invitată. Și într-adevăr o mare bucurie. Să știți că nu e ușor. M-am gândit foarte mult la această ediție, ce să discutăm, ce să te întreb, și am decis că până la urmă tot numărul ăla de întrebări pe care l-am făcut mai bine îl dau deoparte și lăsăm discuția să curgă, pentru că așa trebuie să fie. Nu știu, eu simt că te cunosc de o viață, pentru că am crescut cu muzică și cu muzica ta. Ți-am povestit mai devreme că mă suiam într-un corcoduș și țineam cenaclu flacăra și cântam inclusiv melodiile tale. Spune, Magda, cum se vede după mai bine de 40 de ani pe scenă, cum se vede astăzi, în 2024, muzica folk în România? Cum se vede? De pe scenă. De pe scenă, evident. De pe scenă. De pe scenă se vede destul de frumos, pentru că public este. Toată lumea se întreabă, mai este public de folk? Este. Deci, cu bucurie vă anunț că este. Cu bucurie vă anunț că sunt tineri care îmbrățișează muzica folk și tineri care, dacă îmbrățișează muzica folk, înseamnă că le place și poezia. Ceea ce este o raritate în lumea de astăzi, când foarte puțini oameni pot să spună o poezie cap-coadă, foarte puțini tineri, că noi mai știm poate ceva poezie, dar la tineret e puțin mai greu. Dar muzica folk este o muzică practic de suflet. Atâta vreme cât va exista suflet, cât oamenii își pot păstra sufletul, își pot îmbogăți sufletul, va exista muzică folk. Asta este părerea mea. Și atunci
legat de poezie, că spuneai că foarte puțină lume mai știe să rețină o poezie sau să o recite sau să... Cred că din ce în ce mai puțină lume, cred, nu știu, poate nu este adevărat, s-ar putea să mă înșel, dar cred că din ce în ce mai puțină lume creează acea poezie. Vreau să spun, o să-ți pară ciudat, dar foarte multă lume scrie. Okay. Că bine sau mai puțin bine, discutabil, dar multă lume scrie poezie. Că nu e om să nu fi scris o poezie. Nu este om să nu fi scris o poezie, asta e bună. Da, cred că la un dat cineva spusese sau văzusem un documentar că până și Ceaușescu scrisese la un dat o poezie de dragoste pentru exact. Consoarta lui. Da, într-adevăr, undeva filonul artistic există în fiecare din noi, de la mic cantautor până la mare dictator. Inclusiv eu nu mă pot numi poetă, dar îmi scriu textele. Pot să fiu un textier destul de bun. Adică pentru ceea ce simt eu, pentru ceea ce cred eu, îmi pot exprima în versuri starea. Deci ceva de genul ăsta. Cât din poeziile tale ajung să fie scrise pe muzică și ulterior cântate de către tine? Ale mele? Da. Să știi că pe ale mele nu le rețin. De nu ce? Le țin minte. Nu știu, pentru că le-am scris și eu și se pare că ar trebui să le știu. Culmea, nu le știu. Dacă nu am textul în față, uit. Și uit un cuvânt, uit și după aia blank. Nu mențin nici de propria poezie. Vrei să spun un mic secret? Care nu e chiar atât de mic secret, mai ales pentru cei care mai vin pe la concertele mele. Eu, melodiile mele, partea muzicală, n-am nicio problemă, nu o să uit niciodată, nu știu de ce. Aici a funcționat perfect. Însă când vine vorba de text, textul meu scris, pe care îl visez noaptea sau l-am visat și l-am trecut în muzică, le uit frecvent. Deci bine ai venit în club. Dar pentru că eu știu că sunt o persoană extrem de distrată, adică eu cânt, îmi place și uit și mă gândesc la altceva și tot, bă, stai, cum era? Totuși, trebuie să zic și vorbele. Trebuie să zic și vorbele, dar nu mai sunt și se întâmplă. Câteodată, deci, cum să spun, un textier bun și un poet bun improvizează pe loc, știi? No. La mine nu prea e cazul, câteodată mă bâlbâi când nu-mi vine minte, dar salvez situația și le spun, textele mele nu le rețin. Deci asta textele e. Tale, însă textele altora... Da. Ți-e mult mai ușor? Da. Țin, am, știi, vreo 400 de piese. Cam 400, acolo. Dar colegii mei, toți erau disperați că atunci când nu știau versurile, se uitau la mine. Se uitau disperați și eu trebuia să le spun, că așteptau să le spun. Și le spuneam. Și acum, nu de mult pe scenă, a venit un nevăzător și a cântat Ordinea de zi al lui George Nicolescu. Și cânta și citea Braille. A, da. Deci citea textul, efectiv. Și săracul, dai seama, muzica mergea și el trebuia să citească repede și rămânea în urmă. Okay. Și m-am băgat și am cântat. Și la final a venit și mi-a mulțumit, zice, m-ați salvat. Eu nu, dar am văzut că e un pic greu și m-am băgat, efectiv. Atunci simt nevoia când și colegii mei știu și se uită așa disperați la mine textul.
Degeaba pe tot în negruțători, sclavia lor mai vreme s-o observi. De gen neutru e acest destin, care pe oameni vrea să-i țină. E acolo Magda și ea. E acolo Magda care a salvat situația. Asta e o poveste foarte interesantă. Mereu mi-am pus problema cum reușesc să citească, să cânte, să țină pasul în același timp nevăzătorii. Cred că este foarte, foarte complicat. Pentru noi. Pentru noi, probabil, pentru ei a devenit o obișnuință. Chestie naturală. E sigur, se fac niște rețele neuronale. Exact. Și ei întotdeauna au alte simțuri mult mai dezvoltate. Da, și percepția lor este cu totul. Sunt deosebiți. Exact. Magda, de la Artemis până în prezent, scena practic a fost viața ta. Povestește-mi puțin, cum ai pornit în clasa a șasea cu muzica? De unde până unde ai zis, măi? Clasa întâia. Din clasa întâi? De la șase ani. Scuză-mă, de la șase ani, da. Eu m-am exprimat greșit. Deci de la șase ani, din clasa întâi, tu ai pășit pe scenă, ai luat chitara și ai început să cânti? Nu, n-am cântat cu chitara, am cântat muzică ușoară. Doar muzică? Prima dată. Nu, prima piesă pe care am cântat-o a fost muzică populară. Populară, și okay. Știi care a fost? Nu? Era Fata mami, ce vrei tu? Tractorii să-ți dea mămica. Bun. Ai văzut? Asta a fost prima piesă și n-am uitat. Pe veselie, pe rural. Și apoi a venit? Și apoi poezia. A venit muzica ușoară. Pe urmă am cântat muzica ușoară. Eram foarte mândră că mergeam la festivaluri prin tabere și mergeam și cântam cu oamenii mari și mă puneau pe scaun, pe scenă, că eram tare mică și nu mă vedeau din sală. Și mă puneau pe scaun și îmi tremurau picioarele. Nu știu acum ce să fac. Să încerc să mențin echilibru sau să cânt. Și tremuram, și cântam. Și ei spuneau, uite vibrații, uite ce mamă, ce emoție, ce... Și odată am cântat aia cu... Inima, inima nu vrea să ne despărțim dacă ne iubim. Și am cântat și m-am dus în sală și toate femeile mă îmbrățișau și plângeau. Nu știam de ce am făcut oare, de ce plâng fetele astea. Deci telefonul știe, din păcate telefonul a preluat viața noastră și totul este parolat. Parola se numește. Vedeți dacă nu face parte foarte tare din viața dumneavoastră, dacă nu ne-a preluat. Pe vorbe și pe lume, pe casă și pe bani.
roată, precum trăirea poată, iubirea-i parolată. Iar soarele apare flutur în corola, urmărind sola, repetând în parola. Iar în mine o teamă, începe încet să geamă, ce va face lumea dacă-și uită parola. Iar în mine o teamă, începe încet să geamă, să facă lumea dacă-și uită parola. Deci, de viețile costume, pe numărul de ani, pe casă și pe bani, pe vorbe și pe glume, lacrimi și pe glume, pe cer și pe pământ, pe aer și pe vânt, se pun parole lume, se pun parole lume, se pun parole lume, se pun parole. Am aflat că totuși le-am înduioșat, de le-am emoționat și încet, încet m-am obișnuit cu gândul că n-am fost de vină, ci din contră. Am fost, din cauza mea, s-au emoționat benefic. Da, foarte frumos. Genul ăsta de melodii, să știi că întotdeauna, date de copii, întotdeauna merg la sufletul adulților. Tot așa fac o paranteză și o paralelă cu mine, la probabil la cam aceeași vârstă. Mama lucra la tipografie în Brașov și își făceau ele șuetele după masa și mă chemau să le cânt balada lui Lucaci. Și eu nu înțelegeam. Cântam, mă punea... Un domnirlă pe podul, of, of, of. Mamă, și când ziceam asta cu of, 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 izbucnea lumea la lacrimi și eu... Începeam să râd, știi, zic, ia uite, ce fac ăștia? Și tot continuam, unde-i Lucaci la închisoare, nu vede nici ce, era totul pe jale. Și cum cântă băiețelul ăsta? Apropo, am cântat la radio Cenacul Flacăra, la radio. La radio. Piesa asta, că mă mai punea Adrian Păunescu și am cântat-o și eu și băiatul meu era micuț. Și îl întrebau, ce cântă mama? Fo, fo, fo. Atât a reținut el că fo, fo, fo. Inversul. Fo, 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 o, fo, fo. Da, el atât a reținut. Fo, fo, fo. Da. După antrenamentul ăsta, că pot să-l numesc antrenament când ești copil, până la urmă tu exersezi, descoperi, vezi că publicul apreciază ceea ce faci și practic îți găsești în tine un... nu știu, un germene de senzații, de emoții, îți dorești mai mult. Tu ți-ai dorit mai mult în acea perioadă? Ai zis, eu de acum înainte aș vrea să fiu pe scenă, să fac o carieră? Da, îmi plăcea pe scenă. În schimb, nu mi-am propus neapărat... Atunci nu m-am gândit că vreau ceva... Pentru că am primit multe daruri. Deci am fost o privilegiată, am pictat, am... pictat 3 tablouri, 2 le-am vândut, unul mi-a rămas, am ținut pentru mine. Am făcut cursuri de dans, am scris poezie. Bine, am publicat poezie în reviste destul de bune, dar nu mult, puțin, din toate câte puțin. În schimb, muzica a rămas pe prim plan și asta a continuat. Pare să că ăsta a fost darul cel mai predominant și cel mai bine sintetizat. Și atunci, cu asta...
m-a ajutat Dumnezeu, că până la urmă ideea este că noi primim daruri. Să ne conștientizăm. În momentul în care le conștientizezi și începi să-ți dai seama ce înseamnă darul, că darul primești gratis. Așa ar trebui să-l dai înapoi înmulțit. Cum îl înmulțești? Prin oameni. Pentru că altfel n-ai cum să mulțești daruri decât dăruindu-l. Deci darul, dar din dar se face rai. Am primit darul ăsta, l-am conștientizat că e un dar, că se poate înmulți prin oameni și atunci, prin concerte, prin cântând cu drag, cântând oriunde, a rămas pur și simplu înmulțit, dar înmulțit prin asta. În Ardeal, în Regaț sau Moldova? În Ardeal. Cu avionul sau cu mașina? Cu mașina. O cină romantică sau un picnic câmpenesc? Picnic. Sushi sau sarmale? Niciuna. Cu ce mare artist străin ți-ar plăcea să cânti un duet? Sunt mulți, nu știu, repede. Un duet cu Sting. Ce melodie îți amintește de școală? Trecea fanfara militară. Care este proverbul tău preferat? La omul sărac și boii... Ce culoare este muzica ta? Multicoloră. Ce fel de mâncare îți iese cel mai bine? Spanac cu ochiuri. Cu cine ai vrea să te întâlnești diseară la o cană cu vin? Cu prietenii mei de la Coffee Shop. De mere coapte și așa mai departe, din copilărie. Adrian Povescu, grupul Eco. Acum suntem copii. Povestește-mi, te rog,
Eu întotdeauna am avut treaba asta cu mari artiști ai scenei folk, pentru că Cenacul Flacăra... Eu am 1,56 m. Da, 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 știu. Cenacul Flacăra, cum să spun, a fost definitoriu pentru curentul folk românesc și pentru muzica contemporană românească, fără îndoială. Acel moment în care Adrian Păunescu te-a văzut sau te-a găsit, nu știu, nici nu știu cum să spun aici. Da, te-a văzut, a văzut cum cânti. Ce a însemnat pentru tine? Poți să-ți aduci un pic aminte, wow, și să ne spui tuturor, că sunt convins că există enorm de mulți oameni care își doresc să afle momentul acela zero pentru tine, că a fost un moment zero, de acolo a început cu totul și cu totul o altă viață. Să știi că fiecare membru al Cenaclului ar trebui întrebat. Da. Pentru că fiecare a avut momentul acela wow, aparte, unic. Păi noi am participat cu Sorina, cu grupul Echo din Reghin, am participat la Baladele Dunării. Noi mai participasem la multe festivaluri și de muzică ușoară și folk, inclusiv Horia Moculescu ne-a propus să ne facă piese. Dar noi ne făceam noi piesele, așa că nu prea aveam nevoie de piese, că aveam cu duiumul. În schimb, scena care ni s-a oferit a fost scena Cenaclului. Cum am ajuns acolo? Prin festivalul Baladele Dunării, în 1981. Înainte câștigasem Cântarea României, dar cu grupul Artemis, cu Artemis. 13 fete și un profesorul nostru cânta la violoncel. Mm. 13 fete, de-aia i-am și zis Zeița Vânătorii Artemis. Și atunci am luat locul 2 la Cântarea României, locul 1 nu se luase. Și eram în clasa 12, ultima clasă de liceu și fetele au plecat. Grupul s-a destrămat și am rămas eu cu Sorina la Reghin, la club. Și am făcut grupul Echo și cu grupul Echo am participat la diverse festivaluri, inclusiv festivalul Baladele Dunării. În juriu era Cenacul Flacăra. Președintele juriului era Adrian Păunescu și era și Poezisu atunci. Și eram la limită cumva, locurile 1-2 cu Poezisu. Și Adrian Păunescu i-a mai ascultat pe toți încă o dată, cei care au concurat, așa, ad hoc. A vrut deci, să facă o selecție, da, foarte, foarte, foarte atentă. Făcea lucrurile foarte interesant. Avea chestiile alea chiar de... Chiar cheșozul. Da, sigur. Și n-am mai ascultat încă o dată câte o piesă și ne-am cântat atunci Taina. Și i-a plăcut foarte mult, a zis, da, minunat, pentru că în trendul acelor vremuri, noi am cântat ceva cu Ardealul. Și Adrian Păunescu a zis, na, nu cântați de asta, că nu vi se potrivesc. Și când a auzit Taina, a zis, nu, asta e de voi. Asta da, asta vi se potrivește, îl și cântați foarte, foarte fain, foarte bine și merge. Și zice, sunteți, rămâneți membre ale Cenaclului, n-am înțeles noi nimic ce înseamnă aia. Te-ai supărat, poate ai adormit. De seară să nu dormi, de seară n-am să pentru două vorbe la o cană cu vin. De seară să nu mă aștepți, o lună. Yeah.
Să-ți spun că stăteam, membrii cenaclului stăteau jos pe scaune, noi eram atât de speriate că am stat, tot concertul a stat în picioare, așa. Și pe urmă am plecat acasă și ne-au tot sunat, veniți, că domnul Adrian Păunescu a zis să veniți în turneu. Ce e la turneu? Ce e la... Vreau să spun că după primele spectacole, când am mers în turneu, o lună de zile și noaptea visam spectacol în continuare. Deci pentru mine, o lună, două, a fost un spectacol continuu ziua, noaptea. Dar s-a făcut rețeaua neuronală și m-am obișnuit. Bine, eram deja obișnuită din copilărie cu concertele, pentru că părinții mei au fost deschiși la minte și m-au lăsat. Au înțeles ce înseamnă, mi-au înțeles talentul și au văzut anturajul și în momentul în care au văzut că anturajul e sigur pentru un copil de vârsta mea, m-au lăsat cu oamenii de 18-20 de ani maturi, care cântau și eu cântam copil între ei. Și un moment foarte interesant a fost că mergeam sâmbătă-duminică, mergeam în turneu și s-a stricat autocarul. Și s-a stricat autocarul și duminică... Era doar un autocar? Un autocar. Duminică, colegii mei maturi m-au culcat în spatele autocarului, m-au învelit și am dormit. Luni dimineața m-am dus direct la școală. Și aflaseră oficialitățile școlii. Și m-au scos ca element negativ în care... De ce? Păi că mă lasă părinții, că eu pierd nopțile, că vin direct la școală. Adică nu era foarte ortodox pe vremea aceea. Dar eu, neconștientizând la vremea respectivă ce înseamnă element negativ, eu am zis ok, asta e. Deci am trăit sau și pe asta. Un element negativ era faptul că erai participantă și membru al cenaclului școlar, care era cel mai... Nu, asta a fost la 6 ani. Asta a fost la 6 ani. 6 ani, da, la 6 ani când mă lăsau părinții în turneu și învățătoarea mea a aflat că eu, de fapt, dimineața m-am dus direct la școală. Da, ea n-a știut că eu am dormit în autocar. Da, da, nu era foarte... Cum aflau ei acolo și imediat... Da, nu era foarte ortodox pe vremea aceea, dar e ok. E ok, da. Bine că n-am înțeles eu că a fost element negativ. Eu m-am bucurat că m-au scos acolo în față și toată școala se uita la mine. Magda, în timpul concertelor și turneelor ale cenaclului Flacăra, cred că ați cântat la sute de mii de oameni. Da. Dacă stăm așa să adunăm, grosomodo, nu cred că asta niciodată nimeni să calculeze vreodată. Vorbesc stil de public spectator. Ba da, s-au calculat calcul, milioane. Da? Milioane. Milioane. Îmi cer scuze, milioane. Milioane, milioane de oameni. Jalousia, ai vino mai aproape să te cunosc.
aș bătut la poarta lor. Haideți! Ridică brațul și trage jaluzeaua. Hai, vino mai aproape să-și deguzi. Ești dimineața mea și de aceea vreau zile dimineață să i-ascund și voi sigur. Soneria și ceasul, toate te-am spart. Vom ieși din timp, vom ieși o repriză. Vom fi singuri doar noi doi la start. Vom uita ce e dincolo de perete. Vom trăi niște clipe curat. Îmi voi scrie apoi jurnalul plaia, va rămâne amintirea de durat. Ridică brațul și trage jaluzeaua. Hai, vino mai aproape să te cuz. Ești dimineața mea și de aceea vreau zile dimineața să-i ascund chiar în gândul voastră. Spectacolul 1000, Mecenatului Flacăra de la Galați, a fost 55.000 de oameni. Deci la un singur spectacol. Nu mai vorbim de audiența radio. Da, e ok. Gândește-te că la spectacolul acela am venit toți din țară, de acasă. Deci fiecare s-a dus acasă și la spectacolul 1000 la Galați am venit cu trenul. Și când am ajuns eu, spectacolul era început. Eu, cum m-au ghidat oficialitățile, am ajuns undeva sus. Roată împrejur, uite, mi se întoarce pielea pe mine și acum, roată împrejur, era publicul. Jos în mijloc era un punctuleț luminos, scena. Cânta Ștefan Hrușcă, rugă pentru părinți. 55.000 de lumânări erau aprinse pe stadion. Deci, dacă fac un mic exercițiu de memorie, și acum am imaginea în față, pentru că a fost incredibil, incredibil. Despre asta și voiam să vorbesc cu tine, pentru că astfel de întâmplări s-au pierdut încet, încet. Adică foarte puține lume le mai aduce în lumină. Și le știe, pentru că... Sunt cunoscute, dar uite, generațiile tinere, că tot vorbeam despre generațiile tinere, că această emisiune este și pentru ei.
Ei trebuie să vă redescopere obligatoriu. Până nu ne acoperă cineva. Până nu ne acoperă cineva. Să ne descopere. Exact. Și uite, faptul că tu povestești astfel de, de momente care sunt simbolice, sunt emblematice, sunt, cum să spun, 55.000 de oameni care cântă la unison aceeași melodie, ținând niște lumânări aprinse, este ceva, nu știu, prea mai vezi în ziua de astăzi pe un vremea artist aceea, sau... Pe vremea aceea nu era. Pe vremea aceea era în America, eventual, dar în Europa nu era de aceeași vergură. Noi vorbim strict de România acum. De aceea vergură nu era, în Europa nu era. Noi vorbim de România în ultima decadă a comunismului, ceea ce era deja început să fie foarte, 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 cum să spun, opresiv față, regimul era foarte opresiv față de manifestările culturale, față de libertatea individului de expresie. Oamenii aveau nevoie de această supapă. Iar Cenaclu a oferit-o, cum să spun, nu generos, a oferit-o fantastic. Era cam singura. Era singura, nu cam. Bine, au creat, au vrut să creeze un pic de echilibru prin serbările Scântei Tineretului. Da. Că au vrut ca să nu fie toată atenția. Doar pe un singur eveniment. Sigur, au vrut puțin să distragă atenția de la... Este foarte adevărat că în Cenaclu se și cernea și existau extraordinar de mulți artiști super valoroși. Adică nu se ajungea ușor și ceea ce se întâmpla acolo avea de la un cap la celălalt o consistență, să spun, o consistență culturală fantastică și spirituală. Era o alternativă incredibilă pentru toată nația să asculte orice altceva, mai puțin demagogiile și știrile și jurnalele despre, nu știu, ultimul cincinal, ultimul plan cincinal, fabrici, uzine și că am depășit planul. Că... Practic era o rampă de lansare pentru orice gen. Pentru că acolo s-a cântat muzică populară, s-a făcut de-asta de stand-up comedy, rock, folk, muzică, practic absolut o poezie. Nu poți să spui că există vreun gen, exista pe vremea aceea vreun gen care să nu fi fost rotit în Cenaclu sau să nu fi găsit niște valori. Exact. Și să le fi lansat pur și simplu. Exact. Phoenix-ul, tot acolo s-a rotit puțin. Puțin, dar a fost. Da, 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 au fost extraordinar deci, de mulți. Toate, holograful, Iris. Tot. Deci, practic, toate au trecut prin filtrul ăsta al Cenaclului. Da. Cum erau, cum decurgeau o lună de spectacole acolo? Mergeați foarte mult, petreceați mult timp în autocar, pe drum. Pregătirile cum erau înainte de concert? Gândește-te că toată lumea dormea în autocar și eu nu puteam să dorm. Și mă uitam la toți cum dorm și eu nu pot să dorm. Da, mult, mergeam mult. Toată lumea spune, wow, ce viață. Păi vreau să vă spun că era ca în armată. Pentru așa că nu era o viață ușoară deloc. Toată lumea, wow, ce vrem, ce viață de artist. Viața de artist presupune extraordinar de multe sacrificii. Presupune, în primul rând, respect. Respect, față de public, rigoare. Față de tine, față de tot. Deci nu poți să vii cu problemele tale pe scenă. Nu e, scena nu e pentru asta. Nu. Deci lasă problemele acasă, pentru că tu vii și creezi o frecvență. Frecvența asta este multiplicată de oameni. Deci dacă tu vii cu o frecvență de-a soală și ți-o multe, păi atunci te duci cu... Cum te duci? Nu te mai duci. Nu zic, cu picioare undeva. Exact. Că, nu știu, cât facem cu bip? Cu picioare bip? Picioare bip, dacă vrei tu. Să știi că am lăsat discuția destul de liberă și da, sigur, cred că nici nu o să stau foarte mult să fac multe cut-uri. Dragii mei, asta a fost Magda Pușca și invitata mea de la Music Hub din ediția de astăzi, de pe scena The Coffee Shop Constituție, unde ea va concerta în această seară și abia aștept să postez melodii din timpul concertului. Eu îți mulțumesc din și suflet. Eu mulțumesc. Dragii mei, ne revedem aici la Metropola la o nouă ediție la Music Hub săptămâna viitoare. La revedere! Mama mea, când m-a făcut polenta con lardo. Nu se. Cum și inima mea. Care este cea mai veselă piesă din repertoriul tău? Te vorbim mai bine în groapă.